Tudorel Toader, prima reacție, după vizita din Serbia, ce spune ministrul despre întâlnirea cu Sebastian Ghic? Vizit important a ministrului român al justiției în Serbia. Tudorel Toader a discutat astăzi cu omologul său sârb, timp de ori. Potrivit Digi24, a fost abordat sublinierea cazul fostului parlamentar Sebastian Ghic, la aproape un an după ce România a cerut extradarea sa. Însă decizia trebuie luată de o instanță sârb, iar procesul se prelunge subliniere-te. Tudorel Toader ne-a gândit ce s-ar fi întâlnit sublinierea cu Sebastian Ghic. Cum poate să participe el la o discuție oficială între 2000 subliniere triai justiciei, a spus ministrul. Instanța a cerut lămuriri suplimentare, le-am transmis, pe 9 martie au ajuns la dâns sublinierea. Judectorii urmează ca, pe baza întregii documentații administrate, să se pronunce cu privire la cererea de extradare, a adugat Tudorel Toader, potrivit Digi24. Întrebat cât de lung va fi procedura, până la o decizie privind extradarea lui Sebastian Ghic, ministrul a spus: o întrebare la care pot răspunde numai judectorii, nu ministrul justiției.